Inspectorii de patrulare cu ochii pe vitezomani, astfel timp de 7 zile, inspectorii vor intensifica activitățile de monitorizare a traficului rutier, inclusiv cu echipamente speciale. Pentru a responsabiliza șoferii, în următoarele 24 de ore vor fi utilizate toate radarele din dotarea INSP. În doar 2 ore, oamenii legii din raionul Sângerei au tras pe dreapta peste 30 de conducători auto care au încălcat regulile de circulație. Localitatea care este traversată, Prepelița, este amplasat automobilul capcană, este depășire de viteză. Se vede? Vă rog, prezentați actele. Deși a depășit limita de viteză cu 17 km pe oră, acest bărbat nu își recunoaște vina. În sat eu am mers 50 km, spune că lui a arătat 67. Cum poți să-i dovedești? Eu sunt cost, eu nu sunt vinovat, eu toată viața merg, am 73 de ani și eu nu încalc, Doamne ferește. Dacă am de 3 ani cu mașina asta, n-am nici un ștraf, n-am nimic absolut. Vitezomanii au fost depistați datorită sistemului laser de măsurare a vitezei TruCam. Conducătorii auto s-au ales cu amenzi de la 600 la 1800 de lei. Ne-au demonstrat că am încălcat limita de viteză. Cred că să-i pui amendă și poți să punctezi. Au anunțat, domn polițist, că e depășirea vitezei. Sunteți de acord, ați depășit? Eu cred că dacă au ratat ce eu, nu pot zic da sau nu. E prima batere și viteza este foarte mică de la regulamentar. Este un proces de care se întâmplă, greșim și recunoaștem. Operațiunea de depistare și documentare a conducătorilor auto care depășesc limita de viteză a fost organizată în apropierea localităților Copăceni și Prepelița din raionul Sângerei. Conform ordinului 115 al Inspectoratului General al Poliției, în perioada 17-23 aprilie este planificată o măsură privind depistarea și documentarea conducătorilor auto care depășesc limita de viteză. Scopul este disciplinarea șoferilor și prevenirea accidentelor rutiere care provoacă tot mai des victime. Șoferii ce au depășit limita de viteză pe sectoarele de drum riscă o amendă minimală de 12 unități convenționale, iar cea maximală este de 36 unități convenționale, cu aplicarea de la 3 la 5 puncte de penalizare. Potrivit poliției, de la începutul anului, din cauza vitezei, s-au produs 135 de accidente rutiere, în urma cărora 19 persoane au decedat și 163 au fost traumatizate. Poliția reamintește că viteza maximă admisă în localități este 50 de km pe oră și 90 de km pe oră în afara lor.